De unde sunteți? Sunt Alina Bujancă de la Radio România Actualități și am două întrebări. Prima este legată de criza medicamentelor. Aș vrea să văd cum vedeți dumneavoastră această problemă și rezolvarea ei. Și a doua întrebare este legată de faptul că în ultima perioadă au explodat cazurile de TBC și aș vrea să vă întreb de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru și cum vedeți dumneavoastră măsurile care ar putea să ducă la o scădere a acestei patologii. Mulțumesc! Da. Criza medicamentelor, unu, nu este o problemă specific românească, este o problemă la nivelul întregii Uniunii Europene și cred că în România am luat măsuri concrete care să ducă la rezolvarea acestei crize și la încurajarea producerii și comercializării de medicamente pe piața românească. Ați văzut că România a trecut mult mai bine decât marea majoritate a țărilor europene de perioada sezonului gripal, iar acele lipsuri de medicamente antitermice și antivirale au fost extrem de reduse, au fost produse similare în cantități suficiente, cu foarte mici sincope. Dar am reușit să le rezolvăm. Avem un foarte bun parteneriat, atât cu industria producătoare, cât și cu Colegiul Farmaciștilor. Iar măsurile pe care le-am propus de reglare a taxei clawback și de aliniere, sperăm să fie acceptate, a prețurilor pentru medicamentele generice, medicamentele ieftine, sunt răspunsul care va duce cu siguranță la prezența acestor produse pe piața românească. Mă bucur că Asociația Producătorilor de Medicamente Generice, dar și ARPIM, Asociația Producătorilor de Medicamente Originale, au abordare pozitivă și apreciază poziția și eforturile Ministerului Sănătății, poate cele mai relevante din ultimii 10 ani. În ceea ce privește cazurile de tuberculoză, sigur că e vorba de o mai mare diagnosticare, nu este o explozie a cazurilor de tuberculoză. Incidența cu tuberculoză în România a scăzut de 3 ori în ultimii 20 de ani. Eu am fost implicat în gestionarea acestui program la începutul anilor 2000, cunosc situația. Problema nu este a exploziei cazurilor de tuberculoză, care nu sunt mult mai numeroase, ele sunt mai degrabă în momentul de față diagnosticate după o perioadă în care accesul la servicii medicale a fost mai redus, în perioada pandemiei. Ceea ce ne preocupă în mod deosebit este tuberculoza multidrog rezistentă, adică o formă de tuberculoză mai greu tratabilă, tratamentul durează chiar ani de zile, cu medicamente toxice care nu sunt ușor de suportat de către pacienți, complianța pacienților este limitată și acolo avem o discuții chiar și cu producătorii de medicamente pentru a găsi soluții terapeutice care să poată să țină sub control această problemă care preocupă întreaga Uniune Europeană, pentru că persoanele care au această boală câteodată pot transmite și transfrontalier boala. Discutăm de o boală care debutează insidios, care durează foarte mult timp, iar simptomatologia nu este totdeauna specifică. E o problemă de sănătate publică. Din fericire avem și o lege și o strategie. Noi am reușit să aprobăm strategia de control a tuberculozei, iar rezultatele se vor vedea în lunile și anii următori. Mulțumesc! Bună ziua, de la TVR, Ioana Achim. Legat de fenomenul drogurilor în școli, care este perspectiva centrelor pentru minorii cu adicții privind internările și tratamentul de lungă durată? De asemenea, dacă ne puteți oferi detalii despre protocolul de formare a profesorilor, acela de a recunoaște drogurile? Nu ne ocupăm direct la Ministerul Sănătății, există o agenție specializată, Agenția Națională Antidrog, dar în mod evident consumul de droguri și de substanțe stupefiante afectează foarte serios viața, mai ales dacă discutăm de copii, de tineri. Aici cred că trebuie să fie un efort comun, nu numai al acestei agenții, a Ministerului Educației, a Ministerului Sănătății, încât să avem campanii de informare și de conștientizare atât pentru copii cât și pentru părinți. Vedeți, discutăm de foarte multe ori cu mare ușurință. Sunt oameni care nu-și dau seama de ce consecințe are consumul de droguri, mai ales asupra copiilor. Eu personal sunt foarte îngrijorat de fenomenul pe care l-am observat în ultima vreme și sper să avem o abordare coordonată, conjugată a autorităților și a societății în general pentru ca acest fenomen să fie adus sub control. Nu am, cum
cum să vă spun, nu ne ocupăm, nu pot să vă dau detalii legate de curicula de pregătire, dar cu siguranță colegii mei care se ocupă cu acest lucru, am chiar un consilier personal care se ocupă de această problemă, domnul doctor Gabriel Diaconu, pot să ne furnizeze informații și vi le punem la dispoziție cu plăcere. Mulțumesc! Andreea Borboros, Antena 3 CNN. Domnule ministru, spuneați de antibiotice că a devenit deja un fenomen în țara noastră. Cum ar trebui să arate o astfel de rețetă dacă se ia în calcul ca antibioticele să nu mai fie eliberate pe acea rețetă simplă? Și deși până în acest moment cea mai gravă problemă este faptul că în continuare în farmacii se eliberează antibiotic fără rețetă. Ați pus punctul pe ei și vă mulțumesc pentru această întrebare. Aș vrea să începem cu o lămurire, cu un disclaimer. Azi dimineața am citit un articol într-un ziar, din fericire de o circulație mai mică, în care scrie așa: ministrul La Fila interzice antibioticele în România. Eu am auzit multe enormități și am și citit multe enormități, dar așa ceva este absolut incredibil. Chiar și la un post de televiziune, nu vreau să fac nominalizări, era acolo cineva care comenta faptul că eu aș vrea să interzic accesul la antibiotice. Nici vorbă de așa ceva. Noi nu vrem decât un singur lucru. Să tratăm pacienții cu antibiotice atunci când este nevoie, atât timp cât este nevoie, cu antibioticul de care este nevoie. Acest principiu face ca apariția bacteriilor multirezistente, cele care provoacă infecțiile grave, mai ales în spitale, și care pun viețile în pericol, poate fi acest fenomen ținut sub control dacă avem o politică coerentă de, în ceea ce privește utilizarea antibioticelor. Noi avem ca și țintă trei categorii. Populația generală, care trebuie să fie informată că nu trebuie să ia antibiotice decât pe bază de prescripție medicală, nu trebuie să utilizeze eventual antibiotice rămase la domiciliu din altă, după o altă afecțiune, că informația și rețeta trebuie eliberată de medic, nu la insistența pacientului, ci atunci când medicul consideră că este necesar, și farmaciile trebuie să înțeleagă și ele la rândul lor că nu trebuie să elibereze medicamentele acestea pe bază, decât pe bază de rețetă. Eu nu am încă un răspuns ca să vă spun cum arată această rețetă, dar în momentul în care și o farmacie eliberează antibiotic, acest lucru este consemnat. O rețetă simplă nu consemnează eliberarea de antibiotic. Și trebuie să găsim o formulă care să consemneze exact eliberarea de antibiotic, să știm care este consumul, care este structura consumului de antibiotice și să fim siguri că antibioticul nu se eliberează în farmacie decât când există o prescripție dedicată și, dacă vreți, asumată pentru acel antibiotic. Nici vorbă de interzicerea consumului de antibiotice. Antibioticele alături de vaccinul reprezintă cele mai mari progrese pe care le-a făcut medicina în ceea ce privește creșterea duratei de viață și a calității vieții, dar ele trebuie utilizate cu precauție, cum vă spuneam, atunci când este nevoie, în doza care este nevoie și produsul de care este nevoie într-o anumită infecție. În acest caz, stomatologii pot elibera o astfel de vor rețetă? Vor putea elibera o astfel de rețetă, nu limităm nimănui care are dreptul de prescriere acest lucru, dar lucrul ăsta trebuie să fie foarte bine controlat. Ne-am bucurat dacă și medicii stomatologi vor participa la cursuri pe care le vom organiza, se numesc de stewardship, de învățarea bunelor practici de prescriere a antibioticelor. Despre asta este vorba. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, vă urez o zi bună tuturor. Mulțumesc! Dacă nu, ce mai faceți? E frumos la Timișoara? E foarte frumos la Timișoara. Acum o să mergem în două locuri. O să mergem întâi la Institutul, sau pe locul viitorului Institut Regional de Oncologie, de aici, de la Timișoara, să vedem scheletul acelei clădiri care va deveni... Vreau să vă spun că există și un precedent. Precedentul este la Iași. La Iași exista un schelet similar. Eu l-am văzut în această formă în anul 2002 la Iași. Și acolo se discuta că va fi un spital municipal. Până la urmă, acel spital municipal s-a transformat într-un modern institut regional de oncologie. Nu cred că Timișoara este mai prejos cu ceva să nu poată face un institut similar sau chiar mai
dezvoltat, pentru că se face într-o altă perioadă, decât cel din Iași. Ne dorim acest lucru să se întâmple. Și ulterior vom merge la un centru care îngrijește copii cu diverse afecțiuni cronice grave, la Buziaș. Pentru scurt timp, este un centru al Ministerului Sănătății, îi acordăm o importanță deosebită pentru prima dată după mulți ani. Așa cum spuneam puțin mai devreme, sănătatea copilului este esențială. Noi nu putem să ne gândim la un viitor pentru această țară decât cu copii sănătoși, familii care trăiesc în armonie și care se bucură de sănătate, ele și, bineînțeles, copiilor. Mulțumesc frumos!